fața 6 metri. Aia și așa o leacă la tot. De când ai plecat, mă, de atunci nimeni când nu mătură sectorul ăsta? 30 și... septembrie nu duce nimeni să o curățe. Dar măcar ți-o plătiți, ziceai că... Nu, nu. Am fost azi prin ei și și-o zis. Eu am scris la poliție, scris la Ministerul Muncii. Și să-mi dă leafa când eu ai să ia. Încolo nu ne mai ducem, că încolo nu. Aici e cel mai frumos, da? Știi ce faci ei? Grămezi din toate brigada și numai drumul din rog. Dar mă, nici drumul nu-i mătrat, nu-i mătrat nici. Până știu, eu am fost dimineață și m-am uitat aici, pe, mă rog. Și ea ca ață, cât e? 16 ață, știi? Mai tincă, da. Depinde de 30. Septembrie nu s-au făcut vizene, numai cât drumul ăsta. Ei, dar tot nu pare măturat, văd nu, că nu, am unul măturat, doamne. Rămân frunzele sub picioare. Bate vântul de aici și-i duce așa la frunt. Așa le zic, băi, când aprinde vom măturători? Zic, dar eu știu când, de unde știu, eu zic, nu mă ocup cu întrebările. Și eu mizerie. Și principalul nici un locatar, știi, că l-a întrebat, zic, cum e, plătiți și voi stați în haos? Îi plătesc taxe, na. Nu. Servicii comunale. Servicii da, de curat. Da, le plătesc, dar nu-i lucru făcut. Eu știu. Ei poate îmi pare că la Porsche, la Lukashenko în Belarusia, tot nezadic și lucrează mănuși alb și în halat. Aici, ce... Nu, dacă spun... Așa civilizație. Au fost oameni acolo. Ascultă-mă cum e. Și la nord ține un arab, tot o fermă de asta. Tăi o curățenie, doamne ferește, eu știu. Înțelegi? Dar și al meu principal, că bani se strâng și muncă nimic. Dar unde e asociația de locatari sau întreprinderea municipală? Este, este. De gestionarea fondului locat. Tulescu 6. Aha, nu-i departe. Nu-i departe. Păi să mă duc să-l văd șeful celălalt sau eu șefă. Șef. Ion Cebanu. Domnul Ion Cebanu. Ia uite-l. Cheamă ca pe foști miniștri și deputați. Da, unul da, socialist, unul liberal. Mari. Popular nume. Dacă vrei, putem să ne repetăm, că nu e mare socoteală. Și am să-i spunem, băi, tu bani strângi, unde să duc banii, nici de nici funde. Le-ai dat cumva la ăștia cu alegeri, zici, cum la calea ferată. Aici stăia, cum e de și lucru. Năcealnicul ăsta, i-a dat lui... Topală oricine. Ghim Topală, da. I-a dat 2 milioane la votare. Dar care de unde? Nu da pe salariu la oameni, nu de, dar la votare i-a dat. E tare... Nu-i frumoasă situația, înțelegi? Da, mă, tăi mai angajat undeva ori ai rămas la pământ? Nu, la... m-am angajat... Agricultură. Mă țin de agricultură. Am vândut ea ca niște orzi. Mâine trebuie să vii o persoană să iei un văs. Ei vând așa că pe o leagă, dar și să de foame nu trebuie de murit și medicamente mai cumpără. Că la bătrânețe cam rar cu ei oasele sănătoase. Eu, de ești care a fost pe la guvernare, pe la ISIA. Dar noi, săraci am fost, săraci suntem, acum fugă. Tu ai văzut? Da, ce e locatar. Apă da, da. Poate a fugit că e frig. Dar mașina asta de atunci stă aici, așa, cu roțele sparte. Da. Gunoi. Da. E, totuși, gunoiul văd că se evacuează de aici, nu stă chiar plin, plin. Ei, nu e plin, iau ce măgelă aici și e de grabă nas și evacuat. Dar cine a adunat frunzele? Că nu m-a tat, zici, că atunci când am fost noi încă nu cicau frunzele. Iau ce nu, nu. E ca la gunoi, ce vrei. Ca la gunoi, da, omul plăte. Scârnăzi. Și atâția oameni plătesc. Impozite și taxe și servicii și nu șer socoteală. 4. 36 de cuartier. 8 podiezduri. Aproape 300 de cuartier. Și cam cât plătesc ei pe lună? 5, 7, 10 lei? Și încăperea. Dacă încăperile sunt mari, dacă ei plătesc scump. Da, așa mai ieftin noi am socotit, am luat așa la 50 de lei, sunt brac 16.000. 16.000, unde se vără banii ăștia? Pe lună 16.000 de la blocul ăsta? Da, de la blocul ăsta. Numai pentru curățenii? Numai pentru curățenii, dar stai că am ușa să înceapă încălzire,
trebuie pe de sub. Da, e un râs de sub aici, doar trebuie. Da, o ptoare. În subsol? Da, cu... Unde ce tubul este de gaz, canalizare. Cam o tonă ești la păscut. Asta și-o parcat rab la mijlocul drumului ca la Hâncești. Conducerea țării nu-i bună. Apoi ești la întâlnare de un șin. Apoi mă tem că e invers. Dacă lumea nu-i bună, de unde conducere de treabă? Da, da, da.